Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi dăm de mâncare la iepuraș niște morcovi și am să vă arăt și noul coteț de iepuri, în ce stadiu mai este el, pentru că am mai lucrat zilele acestea la construcția lui și aproape am finalizat și cel de-al doilea nivel. Nivelul cu acele cuști individuale pentru iepurii de vânzare sau pentru cei de matcă. Da? Dar până atunci începem prin a le da niște morcovi la iepuraș. Și aici avem masculul de neoalb. Dăm morcov pentru că lui îi place foarte mult morcovii, rupem două. O să facem un tur rapid pentru că am să vă filmez mai mult cotețul cel nou de iepuri și am să vă explic de ce l-am construit așa. Poate vă dau și vouă idei de construcție pentru iepuraș. Mai târziu trebuie să vin să le pun și niște iarbă uscată în iezle, deoarece nu mai au absolut deloc. Aici avem masculul de albastru vienez. Dăm și lui o jumătate de morcov. Castron de apă, da? Pentru că ăla de plastic făcut improvizat din bidon le rupe mereu și le răstoarnă în coteț, așa că cea mai ușoară variantă este să le puneți un castron de metal cu o autoforantă în jumate și ați rezolvat treaba. Aici avem femela de albastru vienez. A fost dată la mascul, nu știu dacă este gestantă. Să sperăm că da și că îmi va fata odată cu femelele de neozelandez alb. Aici avem celelalte femele de neozelandez alb, respectiv femela mea care mi-a fătat în prima serie 5 puiuți. Îi dăm un morcov întreg, mă porlește foarte rău și ea și cred că este stresată din cauza asta, pentru că nu prea mai stă la mângâiere, plus că mi-a rost aproape jumate de ștachete, despre ce vorbim. În roade în continuu la ștacheți. Aici avem cealaltă femelă de neozelandez alb, îi dăm și un morcov. Mâncarea au, nu vor mai primi până mâine dimineață sau mâine seară, depinde cât de repede mănâncă. Așa, și mergem și la ceilalți iepuri, respectiv neozelandezii roșii. Acesta este masculul, uitați și voi cât de bine s-a dezvoltat. Masculul de neoroșu, uitați cât de frumos s-a făcut. Ce faci, mă, tăticule, mă? Ce faci, mă, tăticule, mă? Foarte frumos, foarte frumos, s-a dezvoltat foarte, foarte bine masculul de neozelandez roșu. Năpărlește și el un pic. Îi dăm și noi un morcov, căci știe că de fiecare dată după ce îl mângâiem primește ori apă, ori mâncare, ori morcov. De-aia și stă el așa. Sunt mascul în vârstă de 5 lunițe, să zic așa, 5 luni, da? Aproape 6. Arată foarte, foarte bine, abia aștept să vină luna octombrie, să-l dau la împerecheat cu femela de nou roșu, care o avem aici. Este puțin mai retrasă, îi dăm și ei un morcov să roadă. Aceasta este puțin mai retrasă, nu știu dacă se vede ea acolo. Este mult mai dezvoltată decât masculul de neoroșu. S-a încercat și cu ea o montă. Am încercat să o montez cu neozelandezul alb, dar din păcate nu a stat la montă, nu știu care a fost motivul, dar nu a stat, efectiv nu a stat, nu era în călduri. Și am zis că o să mai încerc o dată în toamnă, respectiv în septembrie. Mergem acum și la ceilalți masculi de neozelandez și californian și totodată am să vă arăt și cotețul de iepuraș, în ce stadiu este și cât am lucrat la el, pentru că am lucrat ceva. Aici aveți cotețul. Surpriză! Da? Aici este cel de-al doilea nivel al cotețului. După cum vedeți, primul nivel este cel în care stau iepurii acum și al doilea de la jumate casetat fiecare. Deci nivelul de la jumate are
4 încăperi, 50 de centimetri lățime cu 1 metru lungime. Are 4 încăperi pe această parte, da? Și 4 încăperi pe partea cealaltă, după cum vedeți și voi. Da, vor veni uși și pe parte și pe alta, după cum se vede. Aici sunt ștacheții pentru tăvițele de mizerie, da? Iar în jos vor veni ștacheți ca stâlpi și ușile. Aici va veni USB pe lateral, pe lateralul cotețului. Și bineînțeles, pentru că mi-a ieșit foarte mare, nu uitați că am zis că îl fac cu 3 nivele. Acestea sunt primele două și deja uitați-vă că scara de 2 metri este cât cotețul. Da? Deci la al treilea nivel cu siguranță va trebui să mă urc pe scară ca să hrănesc iepurașii. Așa arată și podul pentru cel de-al treilea nivel, plin de ștacheți. După cum vedeți și voi, aici vor fi cuștile pentru 3 femele cu fătătoare incluse. Deci vor veni 3 boxe cu spațiu de fătătoare pentru femele care vor da naștere puilor. La jumătate vor fi iepurașii crescuți pentru vânzare sau păstrați pentru montă. Iar jos sunt ținuți cei pentru mâncare. După cum vedeți, neozelandezul alb m-a simțit deja că am venit cu morcovi și nu mai are răbdare, așa că îi vom da un morcov. Nu uitați, concursul este încă în picioare. Ia mă, tăticule. Pentru acest iepuraș, concursul pentru acest iepuraș este încă în picioare. Giveaway-ul cu masculul de neozelandez, uitați-l și voi cât de frumos este. Atunci când vom ajunge la 1000 de abonați pe YouTube, concursul se va opri și se va extrage un câștigător din comentariile lăsate la videoclipul respectiv cu giveaway-ul al iepurașului, pe care îl găsiți la mine pe canal. Nu uitați, dacă nu v-ați înscris încă, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă abonați la canal, să dați un like la videoclip, un share și să scrieți în comentarii că participați la concurs și că v-ați abonat și intrați în marea extragere pentru acest iepuraș. Nu uitați că pe acest canal, pe canalul meu de YouTube, nu vor fi extrageri numai cu iepurași. Din contră, voi mai face giveaway-uri și cu mâncare pentru iepuraș și cu adăpători pentru iepuraș și cu multe alte chestii care vă vor ajuta pe voi, crescătorii de iepuri, să vă dezvoltați. După cum spuneam, acesta este masculul care va fi dat la giveaway. Masculul de neo care are 4 luni de zile, aproape 4 luni de zile. Da? Și crește foarte, foarte frumos. Este un mascul foarte, foarte bun, foarte, foarte blând. Așa că nu uitați, dacă vreți să puneți mâna pe el, dați acolo un mare pum butonului de subscribe și lăsați în comentarii la videoclipul cu giveaway al iepurașului și veți intra vă veți înscrie automat la concursul meu. Da? Mergem mai departe, dăm și la ceilalți doi iepurași cât un morcov, pentru că nici ei nu mai au răbdare. De fapt, luăm unul mai mare și îl facem pe jumătate. Aici mai avem din ustensile, pentru că nu are rost să le ducem, căci vom lucra și săptămâna viitoare la cotez, deoarece mâine este sărbătoare. Facem o mică pauză. Și aici avem masculul care este de tăiat de mâncare, și masculul de neo și masculul de californian. Acestea sunt pentru tăiere, pentru mâncare, îi cresc ca să îi tai. Am să încerc pe viitor să fac ceva și cu blănurile lor. Am un proiect în minte și cu blănurile lor, dar veți vedea mai multe pe YouTube. Așteptăm să înceapă să vină toamna și să putem da la munte iepuroaicele ca să scoatem noi serii de pui, pentru că până acum nu prea am fost activ din cauza căldurii, să zic așa, din cauza monotoniei din crescătorie, pentru că zi de zi n-am făcut altceva decât să-i hrănesc și nimic mai mult. N-au apărut schimbări majore, ca să zic așa, să revin cu alte videoclipuri pe canal. Din toamnă însă voi fi mult mai activ
deoarece odată fiind analizat și acest cotez de iepuri, da? Bineînțeles că va trebui să-l populez și cum altfel decât să înmulțesc iepurașii. Vedeți, încă o dată vă arăt, da? Primul nivel care a fost finalizat, al doilea, cel de mijloc, este în lucru, după cum se vede, da? Casete și pe parte și pe alta și sus de tot avem ștacheții, da? Podeaua pentru al treilea nivel și anume cuștile pentru trei femele cu fătătoare, unde își vor crește puiuții în liniște, pentru că vor fi foarte spațioase. Gândiți-vă că împărțim 4 metri la 3 cuști, iese undeva mai mari de mai lungi de 1 metru și lățime deja are 1 metru cotețul, deci va fi 1 metru pe 1 metru și ceva lungime și înălțime 50 de centimetri, pentru că eu consider că este de ajuns 50 de centimetri. Așa că, fraților, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, dați un mare pumn butonului de subscribe, dați un like la videoclip și un share și, bineînțeles, aprindeți clopoțelul pe toate, pentru că numai așa veți primi notificări în timp real atunci când eu voi posta un nou videoclip ca acesta. Și nu uitați de concursul nostru cu giveaway al acestui iepuraș, pe care îl puteți câștiga, da, înscriindu-vă la concursul nostru, lăsând un comentariu și un subscribe la canal la videoclipul respectiv. Până data viitoare, vă salut și numai bine!